Ministrul Sănătății a declarat că se așteaptă ca tulpina COVID-19 Delta să devină predominantă în România, precum s-a întâmplat în alte țări. Ea a precizat că a solicitat spitalelor și DSP-urilor să vină cu un plan de măsuri pentru creșterea numărului de paturi în spitalele mixte COVID și non-COVID. Această tulpină are gradul mai mare de infectare comparativ cu tulpina britanică sau cu tulpina originală. Părere foarte rea când ne îmbolnăm. Se spune că din toamnă vom avea iar valul 4 de coronavirus. Am auzit la televizor, dar o să fie mai de nou, că suntem bolnavi. Nu știu, mamă, ce să spun. Eu spun ce vrea Dumnezeu cu noi. Care înțelege, înțelege. Ce o vrea bunul Dumnezeu, suntem în mâinile Lui. Raed Arafat a declarat că situația epidemiologică din România este foarte bună în prezent, însă a subliniat că vaccinarea rămâne soluția în contextul răspândirii variantelor Delta și Delta Plus a noului coronavirus. Ce să spun, după câte am citit și am văzut eu, e mai contagioasă decât ce a fost înainte și trebuie să ne protejăm. A durat doar câteva secunde ca două persoane să se infecteze cu noua variantă Delta de COVID-19, când acestea au trecut una pe lângă cealaltă la cumpărături într-un centru comercial.